La acest moment, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Urlați, împreună cu cei din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă Jucăria Ploiești, pun în executare 6 mandate de percheziție domiciliară în Comuna Sângeru, într-o cauză penală în care se aspectul să deschidem infracțiunea de tulburare ordinii civile și publice, amenințare, violare de domiciliu, distrugere, loviri și alte violențe. 6 persoane vor fi conduse la sediul unității de poliție. Din cercetări are ieșit faptul că la data de 23 septembrie anul curent, sunt mai multe persoane, în urma unui conduat discuții în contradictoriu, ar fi izbunit un conflict spontan. Ulterior, conflictul ar fi escaladat, 3 dintre bărbați ar fi pătruns în curtea unui imobil fără consimțământul proprietarului, un bărbat de 38 de ani pe care l-ar fi agresat fizic. De asemenea, persoanele în cauză ar fi provocat avarierea a 3 autovehicule. Activitatea beneficiază de sprijinul lucrătorilor din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale, al jandarmilor din cadrul grupării mobile de jandarmi Matei Bazara Ploiești și celor din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Prahova.